safran. Dar nu uitați de amulete, nu? Uită! Aveți niște amulete? Noi am uitat de ele. Și eu ce să fac cu amuleta? Să pun mâna pe ce? Pe mine. Eu am o amuletă în care eu pot să pun mâna pe orice 3 minute. Am voie să schimb un concurent din echipa mea cu un alt concurent din echipa mea, în cazul în care vreunul pleacă. Și mai am o amuletă care spune dacă se ajunge la duel, pot salva unul din concurenții din echipa mea. Deci gata, dacă mi se întâmplă să mă blocheze cineva, că precis ăștia doi sunt pe mine, știți ce aveți de făcut? Trebuie să mă gândesc cum acționez mai bine pentru echipa mea. Și Buntea tot se uită la noi. La dispoziție pentru această probă aveți 90 de minute. Oh, generozite! Așa mult? Da, ce mi-a așa mult? Sunt drăguță și vreau să vă readuc zâmbetele pe chipuri. Are Buntea, mă, 4 oameni de aia de 90 de minute, mă. Eu sunt mulțumit cu 60, să știi, n-am o problemă. Și eu. În 90 de minute se pare că unuia sau alteia îi se poate crea un avantaj. Și atunci prefer să gătim 60 de minute și să fim sub presiune și să scoatem farfurii lucrate sub presiune și farfurii frumoase. Băi, cât vrea Cătălin, dacă iar pierde după aia, să nu spună că din cauza mea că bine, am făcut bine. Eu reguli. Haideți, nu, nu. Bă, ce rămânem la acum? 90 de minute, da? Atenție! 5, 4, stop, 3... Stai un pic, stai. Ce mai este? Am și eu ceva de spus. Spune, Sorin. Nu te cred. Ținând cont că suntem doar 4 astăzi. Da. Nu, vezi că așa s-a întâmplat. Vreau să-mi folosesc una dintre amulete. Aoleu, că la rafieja cascare. Pe care o vrei? Imediat vă spun. La gat, pe gat s-a uitat. E panică, oricare. Bă! Maria. O ia pe Maria. Am și eu puțin sadism așa în mine, dar eu îmi dă asta așa, adică îmi place să-i chinui puțin. Asta este amuleta pe care vreau să o folosesc. Amuleta pe care Sorin vrea să o folosească spune așa. Ne atacă pe noi, să vezi. Bă! Aoleu. Bă! Ai dreptul să schimbi un concurent de al tău cu un concurent din celelalte echipe, după ce se aleg echipele finale. Da, cine a luat-o? Din 3 variante, 2 sunt ale mele. Deci mă lovește sigur. Zic în capul meu, nu la noi și nu eu și nu Maria. Că ne norocești pe viață. Poate să o ia pe Maria sau poate să-l ia pe Andrei. Intri direct din sabotaj, deci vezi că... Este supărăm. Ultima amuletă de acest gen. Da, știu. Din joc. Corect. Am făcut-o pe aia gravă. Nu urâtă din punctul meu de vedere. Este foarte corectă. Am o amuletă pe care pot să o folosesc. Am muncit și am transpirat pentru ea. Așa că ai cuvântul, Sorin. Vreau și am să o fac. Să schimb un concurent din echipa mea și anume... Dacă mă schimbă să mă bată mama, rușine mai mare ca asta, nu o să pățesc. Mona? Nu pot să zic că mă așteptam, chiar nu mă așteptam la asta. Cu un concurent din echipa... Din echipa roșie. Fața lui Florin când s-a întâmplat asta, priceless. Deci fața lui a fost priceless. Nu i-a venit să creadă ce i s-a întâmplat. Deci am crezut că la noi a scăpat. Din aici a scăpat. Și uite ce alege Buntea, doua. Stai un pic, te rog, frum, stai un pic. Aveai să-mi dai o sticlă de rom. Da. Am să-ți dau 5. Bine. 5 sticle îți dau. Ce concurent vrei? Iar concurentul din echipa roșie care vine la mine este... Lăsă-mă ascuns, nu se uite la mine. Ascunde-te, să nu se uite la mine. Am rămas perplex. Deci preferam să fac un duel. Chiar să plec acasă. Silvio. Nu te cred. Mi-a picat tot platoul în cap, adică a fost un șoc mare. Mă scoate din minte alegerea lui și faptul că
Nu mi se pare corect să faci schimb de echipe pe cuțitele de aur, dar ăsta e jocul. Astea sunt regulile. Ba, asta nu! Ții minte! Uitați-vă la fața lui Dumitrescu acum, deci vă rog frumos! Să o ții minte pe asta, Sorin! Bă! Cuțitul de aur trebuie să fie imun! Aici să-i faci! Nu cred! Cuțitul de aur trebuie să fie imun! Hai grijă! Bă! Rămâneți-mă aici, da? Fosle! Ce urât! Aici ești, da? Ma, nu! Dar m-a tușit în partea. Silvile! Nu! Nu, nu m-am bucurat deloc. Doamne ferește! Deci am fost în extaz, ce dracu de ce-a. Te-a părut bine? Ce să mie? Nu te super pe mine. Nu, stai, da? Nu știu ce. Încerc să trag cu echipa mea, că n-am ce să fac, da? Să nu te super pe mine, da? Ok? Ce treabă. Mi se pare cel mai slab pregătită, în punct de vedere culinar, față de ceilalți. Sunt și ceva disensiuni în echipă, cu Monti. Îmi pare rău pentru Mona, dar îl prefer pe Monti. Îmi pare rău să spun chestia asta, dar ăsta e adevărul. Toți suntem ușurați și sperăm că odată cu chestia asta se spar și ghinionul din echipă. Ai schimbat doar, echipa, culoarea poți să o păstrezi întotdeauna. Atenție! Atenție, asta, mare! Atenție, da, mare! Din nou colegi. Schimbă echipa. Băi, da, ce aveți să ce faci, Silviu? Da, pus sus, okay. Ce aveți? Gata. Dați în culoare. Nu e ca lui Troianu? Ah, și-a plecat doamna. Sorine, tu ești sigur de ce ai făcut? Nu mai poți să mai dai înapoi. Ma. Nu mai, s-a hotărât. Vezi că și calul Troian arăta frumos de la distanță. Sufletește, rămân la roșu, dar cu gândul la echipa prezentă, și anume albastră, pentru că trebuie să mergem mai departe. Important e că sunt în acest concurs cât vrea Dumnezeu. De azi, prieteni, s-a dat start joc. Și cred că tocmai am devenit cea mai tare echipă din concurs. Mona, mă bucur că ești aici. Eu nu, Mona, trebuie să fiu sincer, nu. Îmi pare rău. Eu am venit cu sufletul deschis, în schimb cei roșii m-au primit cu... De ce să caute asta la noi în echipă? Noi am pierdut un șef, nu am pierdut o doamnă ca și mine care gătim în casă. Am pierdut un șef important. Încerc să-mi păstrez calmul și concentrarea la ce am de făcut, dar să stau mai în spate, să mă retrag, nu stau în colțul meu ca să nu deranjez. Încerc